Alegeri locale 2020. Dezbateri electorale. Bună ziua, bine v-am găsit, sunt Andrada Cojocaru și vă invit la dezbaterea pentru candidatul de președinte al Consiliului Județean Gorj. În perioada campaniei electorale pentru alegerile locale din data de 27 septembrie, Radio România Oltenia Craiova pune la dispoziția competitorilor electorali timp de antenă conform legii. Pentru candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean sunt difuzate emisiuni dezbatere la care vor participa competitori sau reprezentanții acestora din județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea și Olt. La ediția de astăzi a emisiunii Dezbateri Electorale au fost invitați să participe candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, reprezentanții partidelor, alianțelor politice sau alianțelor electorale cu drept de timp de antenă la Radio România Oltenia Craiova. Dezbaterile sunt realizate în regim online pe platforma Zoom, înregistrate și difuzate conform programării stabilite. Precizăm că întreaga responsabilitate a celor declarate aparține în exclusivitate candidaților. Timpul pe care beneficiază fiecare candidat sau reprezentant al acestuia a fost stabilit în urma discuțiilor purtate între conducerea Societății Române de Radiodifuziune și reprezentanții formațiunilor politice, în conformitate cu legea numărul 115 din 2015 și decizia Consiliului Național al Audiovizualului numărul 475, din 18 august 2020, privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile din data de 27 septembrie 2020. Candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj, cu drept de timp de antenă la Radio România Oltenia Craiova, alocați în cadrul acestei campanii electorale și cărora le-am solicitat participarea la această dezbatere sunt: domnul Cosmin Mihai Popescu, Partidul Social Democrat, nu a răspuns. Domnul Iulian Vasile Popescu, Partidul Național Liberal, nu a răspuns. Domnul Marius Hoară, Alianța USR Plus. Domnul Nicolae Muja, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, nu participă. Domnul Nicolae Davițoiu, Partidul Mișcarea Populară, și domnul Alin Vasile Văcaru, Partidul Pro-România, a anunțat că nu participă. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România a renunțat oficial la timpii de antenă pe toată durata campaniei electorale. În ceea ce privește ordinea intrării în dezbatere, reprezentanții competitorilor electorali și reprezentanții SRR au convenit utilizarea ordinii de pe buletinul de vot pentru Consiliul Județean din județul unde își are sediul studioul teritorial de Radio Craiova, respectiv județul Dolj. Iar pentru formațiunile politice care nu se regăsesc pe buletinul de vot pentru Consiliul Județean Dolj, dar au dreptul de a participa la emisiunile de dezbateri electorale, s-a decis să se respecte ordinea alfabetică. Astfel, ordinea de astăzi în dezbateri va fi următoarea: domnul Nicolae Davițoiu, Partidul Mișcarea Populară, și domnul Marius Hoară, Alianța USR Plus. Vă spun bun găsit și succes! Mulțumim frumos! Precizez că fiecare candidat prezent la această dezbatere va răspunde la aceleași întrebări și va avea același timp de emisie. Pentru început, stimați domni, vă propun să începem cu o prezentare a fiecăruia dintre dumneavoastră și a motivului care v-a determinat să vă înscrieți în această cursă. Domnul Nicolae Davițoiu, Partidul Mișcarea Populară. Da, sunt inginer de profesie, am absolvit Facultatea de Mecanică din Craiova în 1983, din cadrul Universității din Craiova. Am profesat până în 89 la o uzină de producție de utilaj minier, actualmente Grimex Târgu Jiu, pe aceea vreme IUM Târgu Jiu. Am 62 de ani, sunt născut și crescut în județul Gorj, deci cred că cunosc destul de bine problematica acestui județ.
Sunt printre primii 2-3 întreprinzători din județul Gorj, mai precis din 1990, atunci când am înființat prima școală de șofer amator din România, pe data de 12 februarie 1990. După aceea mi-am desfășurat activitatea numai în mediul privat, fiind administrator la 3 firme care activează pe raza județului Gorj. Dețin și un post de televiziune, Tele3 Media, unul dintre cele mai de succese posturi de televiziune din județul Gorj. Vă rog să vă apropiați de fraza de final. A fost greșeala mea că nu v-am zis 2 minute pentru prezentare. În mare, cam aceasta este activitatea mea profesională. Domnule Marius Hoară, o prezentare a dumneavoastră și a motivului pentru care v-ați înscris în cursă. Da, și eu sunt gojean jet-beget, așa cum este și domnul David Soiu, doar m-am născut de Turnul Severin, în rest am trăit doar în Gorj, am crescut și am terminat studiile până la nivelul de liceu la Motru. Ulterior am făcut facultatea de matematică a Universității din București, pe care am absolvit-o în anul 1988. Și m-am reîntors în Gorj, așa cum era atunci, printr-o repartiție guvernamentală la uzina Sadu, de unde lucrez și acum, din acel an. Iar de vreo 20 de ani sunt șeful serviciului de informatică de la uzina Sadu. Sunt căsătorit, am deci 57 de ani, am prins zilele acestea, am o fică medic rezident în București. Și am intrat în politică, să spun așa, nu am făcut politică până acum, am intrat alături de colegii mei de la USR Plus, atras de programul pe care îl are și USR și Plus, noi suntem acum în alianță. Să zic, nemulțumit de situația care este în Gorj și care s-a tot perpetuat așa în toți anii ăștia. Suntem trăiți toți în Gorj și vedem cum stau lucrurile, ne cam batem la toate clasamentele pe la coada cozii din țară. Gorjenii sunt printre județe, Gorj printre județele cele mai apropiate de partea de populare. Așa că să încălzesc puțin discuția, vreau să-i spun domnului David Soiu că îi mulțumesc pentru că am vițat școala de șoferi. Eu am fost unul dintre primii, nu știu dacă dânsul și-au ce aminte, avea un scaunel și o măsuță, cred că pe la sfârșitul februarie m-am înscris la dânsul la școală, era chiar dumnealui acolo, avea un caiet. Vă țin minte. Avea un caiet în mână și nu știu dacă avea masă la vremea aceea și m-a notat într-un caiet. Am făcut domnul Martinescu, da. Da. Eu vă mulțumesc pentru această prezentare și vă propun să trecem la dezbaterea propriu-zisă prin a vă prezenta fiecare prioritățile mandatului. Domnule Nicolae David Soiu. 4 minute. Da, ca și priorități ale mandatului, dacă aș accede în funcția de președinte al Consiliului Județean, aș rezolva principalele probleme cu care se confruntă județul Gorj în momentul de față. Aici mă refer la o stopare a risipei banului public, pentru că în ultima perioadă am văzut cu câtă nonșalanță se risipesc banii în județul Gorj, probabil în întreaga țară, pe lucrări care sunt nefolositoare comunităților respective. Al doilea lucru pe care l-aș rezolva dacă aș accede în această funcție ar fi implicarea mea foarte profundă pentru conectarea tuturor cetățenilor care au gospodării individuale la rețelele de gaze, prilej cu care cred că am stopat puțin și tăierile ilegale de arbori din pădurile județului Gorj, păduri care am văzut că dispar pe zi ce trece.
iar o introducere a gazelor, având în vedere că în România s-au descoperit cel puțin în Marea Neagră, pe acea platformă maritimă, rezerve destul de mari de gaze naturale, cred că cetățenii din județul Gorj și din întreaga țară ar merita racordarea la aceste rețele, racordare care cred că prin o mai bună dijmuire a banilor publici ar putea fi rezolvate prin anumite programe de către Consiliul Județean, pentru că știm foarte bine și cred că sunteți de acord cu mine că o racordare la o rețea de gaze în momentul de față este un lucru, cred că reprezintă un lux cel puțin pentru 70-80% din locuitorii județului Gorj. Este undeva, dacă nu mă înșel, cred că la 70-80 de milioane de lei o racordare. Imaginați-vă câte familii și-ar putea permite sau gospodării în acestea individuale să plătească din bani proprii această racordare la, la gaze naturale. Aș sprijini tinerii pentru a putea accesa fonduri nerambursabile, pentru a-i putea atrage către ai putea atrage din nou în țară, pentru că o mare problemă este această migrație a forței de muncă din România, din județul Gorj, județ care în ultima perioadă, după părerea mea, a suferit o depopulare foarte puternică, cred că are dreptate domnul Hoară, și aici cred că ne clasăm pe un loc fruntaș, cred că în primele 5 din țară. Prilej cu... Am oferit și prilejul pentru o relansare economică locală, dacă am sprijinit acești tineri și, în general, cred că mediul de afaceri, dacă l-am sprijinit, deoarece știm foarte bine cu toții că, preponderent în județul Gorj, toată lumea este, are sau are un loc de muncă în complexul energetic Oltenia, complex care, conform noilor directive europene prin acel Green Deal, începe să-și reducă activitatea și, reducându-și activitatea complexului energetic Oltenia, după părerea mea, foarte mulți oameni vor rămâne fără un loc de muncă. Eu vă propun, trebuie să formulați o frază de final. Ați consumat deja timpul pentru prima întrebare. Da, fraza de final ar fi că trebuie făcut orice pentru a limita această migrație a forței de muncă, pentru că în județul Gorj deja se resimte acut lipsa forței de muncă și mai ales lipsa forței de muncă calificate. O mare problemă va fi. Eu vă mulțumesc, domnule Marius Hoară, candidatul Alianței USR Plus. Da, eu o să trec destul de repede în revistă, pentru că timpul este scurt. Programul nostru este complex, este pragmatic și nu cuprinde niște lucruri abracadabrante, așa să spun, care ar trebui să se facă în județ, dar care se vor face totuși foarte greu și va dura mai mult de un mandat să se înceapă lucrările. Ca să spun în linii mari, pe partea de administrație, USR Plus se va implica în programul Fără Drumuri la Ghișeu, care înseamnă digitalizare, să spun, aproape totală activității Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate, inclusiv toate primările din județ, pentru că cetățeanul nu trebuie să mai piardă timp și să se mute de la o instituție sau la alta subordonată Consiliului Județean, și să prezinte de fiecare dată aceleași informații care, pe hârtie, informații care sunt stocate în bazele de date, doar trebuie interconectate și nu trebuie să mai pierdem timpul cu aceste lucruri, nici la Consiliul Județean, nici la primărie din județ. Lucrurile astea se pot face, noi avem specialiști, suntem chiar noi care candidăm, suntem vreo 4 informaticieni și lucrurile astea se pot face chiar prin colaborare cu Universitatea din localitate. Și sunt și specialiștii care are Consiliul Județean.
Mai departe, aș vrea să spun lucrul cel mai important care mi se pare mie și eu să-l anunț de fiecare dată. Transparentizare totală a cheltuielilor la nivel de Consiliu Județean și de primării, care se poate face foarte, foarte simplu prin afișarea pe site-urile instituțiilor, Consiliul Județean în speță primării, a cheltuielilor în ce sens? Se pune contractul, actele adiționale aferente, facturile și plățile la orice acțiune pe care o fac entitățile acestea, pentru că trebuie să fie fiecare leu cheltuit transparent către cetățeni. Cetățenii trebuie să capete încredere că banii sunt cheltuiți corect. Mai departe, dezvoltarea economică. Despre dezvoltarea economică vorbim în primul rând, pentru că fără o dezvoltare economică puternică în perioada următoare, județul Gorj, nu zic că va trece printr-o perioadă grea, dar poate fi o perioadă grea. Exercițiul 2021-2027 va însemna niște schimbări, așa cum a spus și domnul David Suior, generate de acea decarbonare. Cumva, complexul energetic Oltenia va rămâne cel mai important obiectiv industrial din județ, dar cumva se va mai reconfigura. Asta ce înseamnă? Ce propunem? Noi propunem atragerea de investitori mari în județ și asta se poate face pe două linii. Noi am hotărât să susținem înființarea unui parc industrial la ieșirea din Târgu Jiu spre Bumbejiu, între European 7, în drumul European 79, magistrale de cale ferată în apropierea conductei Brua, prin construirea pentru început, pe cheltuiala Consiliului Județean, a patru hale de diferite dimensiuni pe care să le utilăm cu tot ce trebuie acolo și în care să atragem investitorii mai mult decât sunt cei locali. Am tot respectul, dar pentru cei locali, cum este și domnul David Soiu, dar avem nevoie de multe locuri de muncă care trebuie create în Gorj. Pentru asta vom înființa un mic colectiv de 5 oameni în Consiliul Județean cu diverse specialități care să identifice prin AJOFM, prin ITM, persoanele încă disponibile de muncă pe calificările respective pe care le au și să zic, cu nivelul de așteptare a salariilor și să încercăm să identificăm și persoane care s-ar mai întoarce acasă. Mai departe, vrem să dezvoltăm turismul. În zona, ăsta e cel mai, să zic, mai mare proiect, mai costisitor, unirea domeniului schiabil de la Vrânca cu domeniul Vidrea, care poate deveni cel mai mare domeniu schiabil din România și poate chiar din Europa. Am ascultat cu atenție prioritățile pe care dumneavoastră le-ați prezentat și mă refer aici la ambii candidați prezenți astăzi în dezbatere și vreau să vă spun că ați atins absolut toate subiectele pe care eu vreau să le discutăm în amănunt. Și pentru că atunci când spui județul Gorj, te gândești automat, instantaneu, la industria energetică și la minerit, haideți să vorbim puțin despre acest domeniu. Care este politica dumneavoastră pentru acest sector, domnule Nicolae David Soiu? Politica noastră ca formațiune politică pentru acest sector, mă refer din ceea ce poate să facă un Absolut. Președinte de Consiliu Județean, nu din punct de vedere guvernamental, pentru că trebuie să limităm, să despărțim puțin aceste atribuții. Pentru că foarte mulți confundă alegerile pe care le avem în momentul de față și spun mai mult ce ar trebui să facă guvernarea, nu guvernarea țării, nu guvernarea locală. Cred că Consiliul Județean, singurul lucru care poate să-l ofere cetățenilor din județul Gorj este înființarea rapid a două parcuri industriale în zonele care vor fi cele mai grav afectate, după părerea mea, de către aceste disponibilizări, care cu siguranță vor avea loc după alegeri, adică undeva începând cu 2021, pentru că este foarte clar că în acel acord semnat cu Comisia Europeană, prin care s-a dat acel ajutor de stat, clar prevede și această restructurare de personală, restructurare care se va face prin dispariția a două sau trei cariere în prima fază până în 2025, după aceea altor încă două, trei cariere. Deci, înființarea acestor parcuri industriale,
în care să fie acceptați și investitori români cu sprijin de la stat, pentru că știm foarte bine consiliile județene în acel Green Deal vor putea atrage niște fonduri europene cu bani care pot fi redirecționați cu prioritate către aceste zone care vor fi afectate de aceste mari disponibilizări, după părerea mea, și acolo cred că trebuie investiți banii și cred că acești tineri care vor să se, care au plecat afară pentru un trai mai bun, dacă vor auzi de aceste condiții care se pot oferi de către Consiliul Județean, cred că o mare parte dintre ei s-ar putea întoarce și ar putea porni afaceri pe propriile forțe, lucru care ar contribui la o acaparare a forței de muncă disponibile și o acaparare a banilor în aceste zone care vor rămâne zone fără industrie, fără mici întreprinzători, dacă nu se vor face aceste parcuri industriale, plus o mai bună colaborare dintre Consiliul Județean și Complexul Energetic Oltenia referitor la școlarizarea unor clase, adică suportarea de către Complexul Energetic a unor cheltuieri cu clase specializate pe forța de muncă necesară pe viitor Complexul Energetic Oltenia, pentru că am spus și repet încă o dată, lipsa resursei umane în județul Gorj este, cred că, destul de accentuată. Iar să zic așa, prin suportarea unor cheltuieri de către Complexul Energetic Oltenia pentru aceste clase specializate la liceele de profil din județul Gorj, cred că ar contribui la apariția unei forțe de muncă specializate. Ar fi probleme care ar putea fi făcute prioritar de către Consiliul Județean. Domnule Marius Hoară, reprezentantul Alianței USR Plus, candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean. Da, legat de aceste probleme cu decarbonarea, aș vrea să-l contrazic puțin constructiv pe domnul David Soiu. Eu am în față și un laptop, program operațional pentru tranziție justă al Uniunii Europene prevede 2,03 miliarde de euro bani care sunt deja alocați pentru 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Doj, Galați, Prahova și Mureș. Pentru că decarbonarea asta se referă nu doar la, se referă la emisiile de CO2 care sunt scoase și de combinatul de la Galați, de exemplu. Dar acolo timpii de a nu mai elimina carbon în atmosferă sunt mai, să zic, mai pe termen mai lung, se duc chiar până în 2050. De ce să-l contrazic puțin? Trebuie să ne implicăm și dacă nu ne implicăm vom avea de pierdut în România județul Gorj, pentru că Gorjul, având Complexul Energetic cel mai mare producător de energie din țară, dacă nu ne implicăm Consiliul Județean și toți parlamentarii care sunt, vor avea probleme. În ce sens? Aceste 2 miliarde în momentul de față s-au alocat de Uniunea Europeană pe 6 județe. Guvernul României la ora asta vrea să extindă lucrurile în 14 județe. Deci vrea să dilueze acești bani pe 14 județe, ceea ce nu este corect, și aici trebuie să ne batem, să scoatem sabia efectiv, să ne ținem de județul ăsta, pentru că banii sunt alocați de Uniunea Europeană pe cele 6 județe și în mod prioritar pe județul Gorj, pentru că cam jumătate din suma trebuie să ajungă în Gorj. Dacă suma să se diluează și dintr-un miliard, Gorjul va primi 100 sau 200 de milioane de euro, județe celelalte le am în față. Sunt Harghita, Brașov, Vâlcea, Sibiu, Mehedin, Caraș, Severin, care nu au probleme care le are Gorjul. Deci avem pe ce să ne batem. Să ne batem să prindem în aceste 2 miliarde cât mai mult ar trebui să prindem un miliard. Cu banii ăștia se pot face foarte multe lucruri. Nu cum spunea un alt coleg, doar consultanță.
Și noi venim cu o idee, printre alte idei, de exemplu, pe lângă aceea de a dezvolta parc industrial în Târgu Jiu și chiar la Motru, cum spune domnul Davițoiu, ar trebui să facem poate 3-4 parcuri industriale în județ, de ce nu ne gândim, banii ăștia sunt alocați inclusiv pentru întreprinderi mari, să facem chestia asta și eu am în plan Consiliul Județean, dacă câștig președinția și dacă nu, chiar ca și Consiliul Județean și cu colegii mei, de ce nu le deschidem exploatarea de grafit, pentru că sunt banii ăștia, de la Baia de Fier. Acolo erau 800 de oameni în 94 și noi stăm pe o mină de aur la Baia de Fier. Am mai încercat primarul de acolo, dar n-are forță. Acum sunt bani, putem folosi și banii din tranziția justă, putem folosi și personal calificat din minerit. Grafitul ăsta se caută, lumea e nebunită după grafit de câțiva ani încoace, de când industria auto pe mașini electrice a luat avânt, iar noi avem grafit, avem mineri. Și ne voităm în continuare că ce o să facem, că unii o să rămână fără lucru. Haideți să redeschidem, să facem chestia, să redeschidem exploatarea de grafit, pentru că mai există rezervă de grafit. Nu știu să spun acum exact cât este, dar mai există rezervă de grafit la baia de fier. Bun, mai departe, banii ăștia pot fi folosiți în foarte multe feluri. O parte din ei vor fi folosiți pe acele grupuri care vor trece pe gaz. Nu vor rămâne chiar așa de mult... Să zic, nu vor fi oameni disponibilizați, că înțeleg că sunt până în 2025 vreo 3.000 care pot ieși la pensie, să nu sperim oamenii, că nu cred că vor fi așa disponibilizări. Vor ieși treptat la pensie. Din alea trei care spunea domnul Davițoiu, am înțeles că una își pierde, își termină resursa de cărbune, deci se închide în mod natural. Repet, trebuie să ne batem să obținem Gojul cât mai mult din cele 2 miliarde care sunt deja alocate pe această tranziție justă, nu să facem, cum zic, alte partide, ăștia sunt niște bani otrăviți și nu vrem să-i accesăm. Atunci o să rămânem fraierii Europei și fraierii României dacă nu vom accesa acest miliard de euro pentru Gorj. Eu vă propun, dacă tot ați vorbit despre ceea ce s-ar putea face ca alternativă la minerit, pentru că, într-adevăr, Gorjul a fost perceput și mai este poate perceput ca un județ mono-industrial. Ați vorbit despre hale industriale. Haideți să dezvoltăm puțin acest subiect. Ce se mai poate face pentru păstrarea locurilor de muncă, pentru tineri specializați, așa cum ați menționat, pentru crearea unor noi locuri de muncă, pentru atragerea investițiilor și investitorilor din România, dar de ce nu și din străinătate. Domnule Nicolae Davițoiu. În primul rând aș vrea să-i răspund colegului meu de emisiune. N-am văzut cu ce m-a contrazis. Pot să-i spun că s-au făcut studii pentru exploatarea de grafit. Să spun că noi să ne batem în Consiliul Județean. Avem un rol totuși. Asta v-am contrazis, că a spus că nu putem să facem prea mult. Eu am spus că nu ne substituim guvernului, dar în sfârșit. Vreau să vă zic că s-au făcut studii, puteți să întrebați pe primarul la Baia de Fier, există acolo documentația în care se confirmă că este nerentabilă exploatarea de la Baia de Fier de grafit. Al doilea lucru, uitați-vă foarte bine, citiți mai atent cu banii aceia 2 miliarde la ce pot fi folosiți și vedeți că eu ce v-am spus este real. Pot fi folosiți acolo pentru ce v-am zis eu. În afară de tranziția pe gaz, care și ea este tot o formă tranzitorie, alternativă deocamdată în momentul de față, care până în 2046 dispară, că și ea este poluantă, eu am spus că n-am... detaliat că o să facă niște câmpuri fotovoltaice din acei bani, pentru că sunt prevăzuți acei bani, dar nu e o problemă care depinde strict de Consiliul Județean, pentru că nu este treaba lor. Acei bani, eu v-am spus, partea de bani care revine Consiliul Județean. Restul o să revină Complexul Energetic Oltenia, care este o societate a statului român și depinde de către Guvernul României. De aceea nu m-am detaliat ce poate să facă CEO-ul cu acești bani. Eu vreau să mă refer strict că parte din bani și ce se poate implica Consiliul Județean să facă lucruri foarte bune, pentru că se știe foarte bine că în județul Gorj sunt destul de multe fructe, sunt destul de multe fructe de pădure care sunt recoltate și sunt date în alte județe, pentru că la noi nu există depozite frigorifice, nu există fabricuțe de procesare, avem foarte multe oi, foarte multe vaci, nu există
făpricuțe în acestea mici, performante, cu excepția câtorva, dar care dacă ar produce mai mult, s-ar vinde și mai mult, ceva cu lână, că ați văzut că o găsim pe câmp aruncată, pentru că nu se mai caută, pieile de oaie la fel aruncate. Există foarte multe alternative și eu sunt convins că cei care vin de afară, tinerii, vin cu idei bune, au văzut pe acolo lucruri care pot fi făcute și la noi, au și o altă capacitate de percepție a lucrurilor lucrând afară, au un sistem mult mai disciplinat, dacă au lucrat acolo, poate să implementeze și aici, că au văzut ce înseamnă când ești disciplinat, când ești ordonat în acest proces al muncii, altfel vor fi sclavii celor de afară. Eu sunt de acord cu investitorii străini, dar vă dau un exemplu. Sunt două fabricuțe la Rovinari, care nu le-aș pronunța numele, fabricile mamă sunt la Brașov. Dacă întrebați pe cei la Brașov, salariul lor este dublu față de celor de la Rovinari. Cu siguranță dublu. De aceea eu aș milita pentru întărirea unui sector cât de cât autohton. Pentru că am dat de muncă și am luat salarii bune ai noștri de aici. N-ar mai trebui să treacă prin nu știu câte companii venite de afară, care bineînțeles că și ele își au rostul lor, dar la noi fiind o zonă mai sărăcăcioasă și salariile sunt cu mult mai mici decât cele în județele puternic dezvoltate. Se practic pentru aceeași noi... muncă dumneavoastră spuneți că oamenii dintr-o zonă dezvoltată sunt plătiți mult mai bine dublu decât aceeași muncă pe care o prestează în zona dumneavoastră. Sunt convins și domnul Hoară cred că este de acord cu mine că sunt firme care sunt și în Târgu Jiu, care au filialele mamă în alte județe, la care salariile sunt duble față de noi. Eu m-am interesat, am văzut și un stat de salariu și un cuturaș la Brașov și la Cluj și am văzut salariul și la Rovinare. De aceea eu aș milita pentru întărirea puțin și sectorului autohton. Vă și mulțumesc. Apariția acestor fabricuțe. Vă mulțumesc, domnule Marius Hoară. Da, legat de bani, într-adevăr, acel miliard care, eu zic că acel miliard trebuie să ajungă, atât trebuie să ajungă în Gorj, parte din el va fi cheltuit de CEO pentru, cum spunea și domnul Davițoiu, pentru reconversia sau nu, pentru construirea a trei grupuri pe gaz. Dar o parte din bani... Sau reconversie, că ați zis bine, reconversia... Da, reconversie, nu știu... E foarte bun termenul lui... Câteva parcuri de fotovoltaice, dar o parte din bani și miliardul ăla trebuie să ajungă și trebuie să ne batem. Și deputații de Gorj, senatorii, cei doi senatori și Consiliul Județean să vină... La alegerile parlamentare, domnul Hoară, ne batem. De miliardul ăla, dar o parte va veni la Consiliul Județean, care poate să facă aproape totul cu banii aia, să creeze micro-întreprinderi, să ajute, să creeze chiar întreprinderi mari, să facă o parte din bani să-i folosească pentru acel nucleu de parc industrial de care spuneam eu, poate face aproape orice cu banii, cu cota parte care va veni pe tranziție justă la nivelul Consiliului Județean. Legat de ce spune domnul David... Nu aproape orice, domnul Hoară, că dumneavoastră sunteți în domeniu. Aproape l-am în față aici, uitați. Știu, dar trebuie să facă proiecte în primul rând. L-am și eu, nu l-am, că eu sunt mașină, dar... Lăsăm consultanța în față aici, investiții în activități de cercetare, inovare, investiți în creare de noi întreprinderi, inclusiv prin servicii de consultanță, deci investiți în creare de noi întreprinderi. Se pot crea noi întreprinderi prin partea de bani care va veni în acolo. În consultanță și în pregătirea forței de muncă s-au păpat miliarde și nu s-a ajuns la nicio concluzie. Asta... Știți mai bine decât mine. Eu am accesat și eu de două ori fonduri europene, dar... Puteți să spuneți mai multe. Haideți că eu nu v-am întrerupt foarte mult. Bun, gata. Vă dau dreptate acolo cu salariile. Așa este. Firmele de la Rovina, chiar din Târgu Jiu, chiar din Bumbejiu, plătesc la jumătate. Plătesc salariul minim, care e 1347 de lei, spre rușinea noastră în România, și pe care încasează 1,5 milioane, chiar mai mult de 1,5 milioane de români. De ce plătesc așa? Pentru că piața muncii este foarte jos. Și de ce e jos în Gorj? Pentru că nu sunt locuri de muncă suficiente. De asta e atât de jos. Eu spun și colegii mei că dacă nu atragem și alți investitori, văd că dumneavoastră mergeți puțin pe altă linie, dacă nu atragem și alți investitori români sau străini să creeze sute de locuri de muncă, tot jos va sta piața aia muncii. Dacă se creează piață concurențială, va crește și acel salariu. Eu tot dau exemplu că am fost acum două luni la Blaj, care e un oraș cât motru și are o divizie a unei firme germane cu 6.000 de salariați care nu iau salariu minim
într-un oraș cât Modru, care nu are tradiție industrială, a avut o firmă, de un combinat de prelucrare a lemnului, se găsesc oameni în Gorj, să știți că toată lumea spune nu sunt specialiști în Gorj, dar mai sunt în Gorj și mecanici, și electricieni, și ingineri, și sudori, mai sunt, dar n-ar lucra pe 1347 de lei. Noi trebuie să atragem investitori într-un parc, în două, în trei parcuri industriale, investitori, repet, români sau străini, pe lângă investiții în IMM-uri, pe lângă ce spune dânsul, să producem zmeură și să adunăm lână de la oameni. Lână nu s-o adunăm, că nu vrea nimeni să o folosească în România. Ajunge doar la export. Asta este părerea mea și a colegilor mei. Dacă nu reușim să dezvoltăm și industrial județul, nu este suficient dezvoltarea turistică de la Rânca, nu este suficient turismul din nordul județului, care poate crea locuri de muncă, dar nu suficient de multe. Gorjul are totuși o șansă de dezvoltare industrială și o cotă parte din acești bani care vin pe tranziție justă, dar mai sunt și alte programe operaționale, trebuie să meargă pe linia asta de dezvoltare. Trebuie să mai umblăm și la învățământ, să creăm acel învățământ dual, să mai creăm câte o clasă de, eu știu, de meseriași, pentru că copiii nu pot să se facă toți informaticieni. Este foarte bine. Toată lumea vrea să-și facă copilul informatician, dar nu reușesc toți. Unii poate nu pot, din punct de vedere, să zic, al pregătirii lor, nu toată lumea poate să ajungă. Mai e nevoie și de sudori, mai e nevoie și de mecanici. Eu lucrez la uzină la Sadu, găsim foarte greu strungarii. Și media de vârstă la strungarii de la mine, nu știu, undeva la 57-58 de ani. Nu cred că este corect să vorbim despre investiții, despre atragerea investitorilor într-o zonă, dacă nu vorbim și despre drumurile pe care le punem la dispoziție. Și noi, aici în Dolj, avem problemele noastre legate de drumuri. Știu că există probleme și în județul Gorj. Nu mă refer la drumurile naționale, ci mă refer la drumurile județene. Ce veți face pentru infrastructura rutieră din județ? Domnul Nicolae Davițoiu, candidatul Partidului Mișcarea Populară. În primul rând, aș face un plan al județului Gorj și aș încerca să fac pe 3-4 direcții să modernizăm aceste drumuri comunale, dar aceste drumuri județene, ca să încercăm să compunem o rețea de drumuri județene, la care să aibă acces toate localitățile din județul Gorj, drumuri județene care să fie conectate la rețeaua drumurilor naționale pentru o deplasare cât mai rapidă și a persoanelor și pentru o circulație cât mai rapidă și a mărfurilor. Știm foarte bine că dacă avem o circulație rapidă și a persoanelor și mai ales a mărfurilor, scurtând durata acestor timp, economisim foarte mult din cheltuielile pe care le au firmele private care tranzitează sau care circulă în interiorul județului Gorj. În momentul de față nu vedem o gândire, să zic așa, logică a infrastructurii din județul Gorj. Mă refer și la drumurile județene, care să fie, care să conecteze principalele puncte de atracție turistică sau principalele zone industriale cu drumurile acestea naționale. Practic a fost o dezvoltare, ia zice, puțin haotică, care a depins foarte mult de relațiile pe care le au primarii cu cel care a condus vremelnic Consiliul Județean. Vă mulțumesc, domnule Hoară. A legat-o de partea de infrastructură. Tot legat de partea de infrastructură. Da, cam pe același plan sunt și eu. Cred că ar trebui să identificăm rapid comunitățile care încă nu au asfalt. Eu dau mereu exemplu de la Samarinești, care cunosc foarte bine. Sunt trei sate acolo, Băzăvan, Sirioi, Dugulești, care cred că au undeva între 500 și 1000 de locuitori, unde e un drum neasfaltat extraordinar de rău și nu îl face nimeni de ani de zile. Nu știu dacă primarul de acolo nu se descurcă, cred că Consiliul Județean, și noi milităm aici pentru crearea unui serviciu operațional de accesare de fonduri europene pe parte de infrastructură, dar și pentru ajutarea cetățenilor.
E, dacă vezi că un primar nu e în stare să facă acolo un proiect să-și asfalteze drumurile, îl ajut la Consiliul Județean să acceseze fonduri pentru asfaltare în sala el acolo. Nu se poate să-l lași așa. Eu mă uit că la ora asta încă nu e ultima dată, am trecut acum o săptămână. Să nu ai drumul asfaltat din centru, din Peștișani până la muzeul de la Hobița, unde, mă rog, unde nu s-a născut Brâncuș, unde s-a născut, mai sunt doar 4 bârne. Nici acum nu-i terminat de asfaltat. Nu e posibil să treacă 30 de ani de la Revoluție și o să n-am un asfalt ca în palmă până în fața la muzeul lui Brâncuș de la Hobița. Suntem în condițiile în care promovăm foarte mult în județul Gorj turismul și promovăm cât ar trebui. Brandul Brâncuș. Din 2008 podul ăla de la Lainici, înțeleg acum că acum se semnează contractul, zilele astea să-l facem. Nu știu de ce, acum că e campanie electorală. Chiar o să urmăresc să vedem când se face. Podul ăla care a fost provizoriu în 2008. E drum național. E drum european, domnul Davițu, european 79. European, dar... Este drum european 79. E și drum național, dar e drum european 79. Mă leg la Simeria în coridorul pan-european numărul 4, care e unul dintre cele mai mari coridoare. Vă cred, dar nu e a Consiliului Județean. Nu este, dar... Poate să facă un lobby mai puternic pe lângă compania națională. Nici centura, spuneți, a Târgu Jiului, nu e la Consiliul Județean, dar eu, dacă sunt la Consiliul Județean, trebuie să mă implic în tot ce înseamnă județul, să văd ce contracte face guvernul, ce contracte face CNAIR-ul până la mine prin județ. Trebuie să... Nu pot să spun, aia nu-i treaba mea, nu mă bag. Eu sunt pe altă gândire. Chiar dacă nu e răspunderea mea la Consiliul Județean, nu pot să spun, eu mă țin deoparte, aia e treaba altora. Nu e treaba altora. Uite, eu dau un exemplu, mie mi-e rușine, eu merg foarte mult cu bicicleta prin județ. Sunt 3 parcări făcute pe drumul european și de când s-au deschis, sunt închise toaletele acolo, toaletă pentru persoane obișnuite și pentru persoane cu dizabilități. Am trăit situații în care a venit un cetățean și a văzut acolo semnul de toaletă pentru persoane cu dizabilități și n-a reușit, probabil a făcut în Pampers. Suntem o rușine. E vorba de toaleta, de parcarea de la Moi, de lângă Rovinari, de cea de la Iezureni, la ieșirea din Târgu Jiu și de cea de la ieșirea de la Lainici. Sunt închise, au fost deschise doar o lună. Sunt încuiate, efectiv, sunt ferecate acolo și probabil se descarcă cheltuieli. Iar nu e treaba Consiliului Județean, o să spuneți că e treaba drumurilor naționale care nu ține Consiliul Județean. Dar eu nu pot să stau în județ, dacă știi președinția, să mă uit că alții își bagi joc de ce sunt eu ca român și mă fac de râs. Degeaba vrem să aducem turiști dacă nu ne uităm ca acasă, cum te uiți și acasă, de la Preșul, de la ușă până la, eu știu, ultimul gunoi din baie. Pentru că amândoi ați pronunțat până acum de multe ori ideea de turism, iar Gorjul este un județ superb, este un județ foarte ofertant la acest capitol. Dincolo de brandul Brâncuș, aveți poate cele mai multe biserici de lemn din România, aveți peșteri superbe, aveți zonele de munte de la Rânca, de la Godeanu și nu numai. Ce faceți în acest domeniu? Ce faceți pentru susținerea și dezvoltarea turismului? Ce veți face în județul Gorj? Da, aici cred că aveți dreptate. Alături de județul Vâlcea, județul Gorj deține unele dintre cele mai frumoase mănăstiri din România. Deține, într-adevăr, o colecție impresionantă de mănăstiri de biserici din lemn, cred că unice în România, biserici care, într-adevăr, în ultima perioadă au mai primit ceva bănuți de pe la Ministerul Culturii și au mai fost cât de cât reabilitate și întreținute. Vedeți dumneavoastră, turismul depinde în totalitate de infrastructura rutieră, de intrările și ieșirile din județul Gorj. Dar dacă traficul e strangulat pe defileul Juiului, drumul care vine de la Severin este un concurs de gropi, trebuie să ai o maestrie ca să nu pierzi vreo roată. Este foarte greu să ai un turism eficient dacă ai o infrastructură foarte proastă.
Cred că primăria municipiului Târgu Jiu, care pe teritoriul care se află opera lui Brâncuș, și Consiliul Județean ar trebui să implice foarte mult în promovarea acestor locuri atât în țară cât și în străinătate. Ceva pași trebuie să recunosc, că eu sunt domeniu și cunosc foarte bine situația, s-au mai făcut, dar pași destul de timizi. Consiliul Județean, Primăria Municipiului Târgu Jiu ar trebui să aibă un site fiecare destul de performant care să promoveze aceste locuri pe care le avem în județul Gorj. Suntem pite puținile județe, cred că, din țară care constituie locuri de atracție. Avem Rânca, Transalpina, Mănăstirile, Lainiș, Tizmana, Polovragii, o groază de... Valea Sohodolului, superbe. Da, Valea Sohodolului, superbă, care într-adevăr a început să-și mai piardă din sălbăticie și din frumusețe în goana aceasta de defrișerii abuzive, dar locurile care le are județul Gorj cred că sunt apreciate de foarte mult lume din țară și din străinătate. Dar ele mai trebuie să fie puse și în valoare. Și am spus, principala lacună, infrastructura foarte proastă, după părerea mea. Legăturile foarte aglomerate, Craiova-Vâlcea. Înghepsuite, rău. E necesar acel drum expres pe care îl invocă toată lumea, dar de care nu apare. Domnule Marius Hoară, tot despre turism, despre investiții și susținerea acestui domeniu. Da, noi avem un program destul de vast pe turism, axat pe trei mari căi de dezvoltare. Una este dezvoltarea domeniului schiabil de la Rânca prin unirea acestuia cu domeniul schiabil Vidra. Sunt doar 8,5 km între ultimul stâlp de telegondolă de la Vidra și ultimul stâlp de la telescaunul de la Rânca. Acești 8,5 km nu este foarte greu și foarte costisitor de a fi acoperiți prin instalații pe cablu și telegondolă. Făcând acest lucru printr-o dezvoltare, într-adevăr, cum spunea și domnul Davițoiu, printr-o asociere intercomunitară cu județul Vâlcea, pentru că Vidra e pe teritoriul județului Vâlcea, putem crea cel mai mare domeniu schiabil din țară. Există posibilitatea de a face pârtii la un nivel de 1900-2000 de metri, chiar 2100 de metri, de 10 și 10 de kilometri de pârtii, poate 100 de kilometri de pârtii, am fi de departe cel mai mare domeniu schiabil. Cel mai mare din țară, Sinaia, are vreo 27 de kilometri de pârtii la ora actuală. În momentul respectiv, când s-ar ajunge acolo, doar atât, să facem acea unire, ar trece într-o altă clasă turismul montan. Ar veni tur operatori internaționali, ar veni cu turiști din altă gamă și ar veni s-ar face alt business, ar veni foarte mulți bani în județ, ar crea foarte multe locuri de muncă. Avem toate condițiile, să spun așa, de relief. Avem un început extraordinar la Rânca, sunt cazări, avem Transalpina care e făcută. Mai rămâne să ne închidem într-o cameră președinte Consiliului Județean cu primarul din Ova și cel din Baia de Fier și să stăm acolo până ne hotărâm ce trebuie făcut ca să asfaltăm în afară de drumul principal, să nu-ți rup mașina când cobori în stânga sau în dreapta printre pensiuni. Și vom avea o comoară dacă facem lucrul ăsta. Mai departe, e vorba de turismul din nordul județului Vâlcea, pentru că aici e, să zic așa, aurul turismului gorjean, nordul județului Vâlcea, și Mănăstiri, și Sohodolul, și zona Polovraj, Baia de Fier, Novaciul. Noi avem prea mai multe lucruri, să achiziționăm două autobuze electrice cu 90 de locuri pe care să le utilizăm, să facem trasee turistice din Târgu Jiu către zonele astea. Avem un plan să oferim servicii integrate cu un anul de turism. Turiștii gorjeni trebuie ținuți să stea, să facă un city break în Târgu Jiu, să vină o zi, să vadă operele lui Brâncuș, să vadă Hobița, Cheile Sohodolului, Tizmana, a doua zi să-l duci în zona Novaș, să-l duci până la Rânca. Noi nu avem pachete integrate de turism. Chiar în strategia județului erau prinse inclusiv acel portal. Nu știu dacă s-au luat și banii respectivi pentru asta, dar nu s-au făcut nici portalul ăla de turism, nu s-au făcut nici consultanța asta pentru a se oferi servicii integrate de turism.
Puncte gastronomice locale, lumea nici nu știe în Gorj ce e cu ele. Eu am fost, sunt în Mureș, la Viscri, la, în Saschiz. Ce înseamnă asta? Să te duci, ANSVSA-ul, să autorizezi o gospodărie unde e o gospodină care gătește foarte bine la Runcul, la Arcan, la Tismana, la Novaci. Și din preparatele pe care le face pentru familie, poate să oferi câteva porții pe zi. Și inclusiv o poveste către turiști. Turiștii caută lucruri de genul ăsta. Mai mult, unii sunt apropiați de turist, de genul ăsta de turist, de agroturism. Trebuie să mergem către oameni să le explicăm ce pot să facă. Se pot autoriza foarte simplu și în felul ăsta se mai pot desface și produse locale și se mai pot crea și niște bani în gospodării, să zic, unde respectivii oameni au pensii mai mici sau nu au serviciu. Turism ecumenic. Uite, să facem niște trasee de autobuz. Nu este un autobuz Târgu Jiu-Polovra sau un autobuz Târgu Jiu-Lainici când sunt slujbe, duminica. Dimineața un autobuz până la Lainici se întoarce la prânz. Lucruri simple care nu sunt văzute și nu se fac. Putem să facem o rețea de cicloturism, așa cum s-a făcut în jurul Sighișoarei, Viscri, s-a schis în 100 de kilometri de drumuri, de potești prin păduri, efectiv. Ce ar fi să te duci de la Runcul până la Tismana prin păduri cu bicicleta, ar veni puhoi de lume. Și așa vin în Gorj. Eu v-am zis, merg mult cu bicicleta și vin oameni din Craiova, dacă vă uitați că vin mulți cu bicicletele, pun mașina în Târgu Jiu și se duc și se plimbă în nordul județului. Nu-i atragem cu nimic la ora actuală. Cel mai important punct, nu am lăsat intenționat la urmă, cel mai important punct de turism este promovarea județului prin minunea pe care ne-a lăsat-o Brâncuș aici, prin moștenirea lui Brâncuș. Trebuie să facem foarte multe lucruri acolo. Trebuie, în primul, să securizăm operele. Eu m-am implicat acum vreo lună de zile, nu știu domnul David, dacă a observat, nici eu nu observasem. Aveam de câțiva ani o stație meteo pe poarta Sărutului. Și am tot postat, nu știu dacă... Știu de când s-a pus. Așa, da, o porcărie ordinară, da. S-a ridicat acum o săptămână, vă spun eu. Așa, n-avea nicio legătură cu poarta Sărutului, așa s-a găsit locul ăla să se pună acolo. Deci suntem... Era pentru vânt. Da. Păi n-avea ce căuta pe o sculptură acea stație meteo. Mă rog, s-a ridicat de acolo. Noi trebuie să securizăm operele, pentru că mai ales poarta Sărutului și scaunele au, și masa tăcerii au niște probleme. Nu avem un specialist la ora actuală și noi milităm pentru angajarea unui specialist licențiat în conservare și în monitorizarea și restaurarea operelor de artă, dar un specialist cu adevărat. Evaluare de specialitate și care are un program de protejare al operelor brâncușiene. N-avem ghidaj turistic în jurul operelor. De niciun fel. Este un cetățean care vinde lozuri și care dă relații acolo. Noi n-avem ghidaj turistic. Trebuie să avem ghidaj turistic zi de zi, nu doar dacă vine un grup mare de oameni. Chiar citeam zilele astea că cu pandemia au stat în șomaj oameni care se angajează pentru treaba asta. Nu e posibil așa ceva. Să n-ai ghidaj turistic. De asemenea, trebuie să ne implicăm și ne vom implica pentru introducerea operelor în 2021 în Patrimoniul Mondial UNESCO, pentru că s-a ratat de două ori chestia asta și iarăși o rușine că nu suntem în stare să introducem Calea Eroilor în Patrimoniul Mondial UNESCO. În 2021 va fi ultima oară când se va putea face acest lucru. Eu vă propun ca punct final al discuției de astăzi, deși ar fi mult, mult mai multe lucruri de discutat, să vorbim puțin despre infrastructura de sănătate a județului, pentru că cred că este un aspect extrem de important care este de interes pentru toți ascultătorii noștri și votanții dumneavoastră, de altfel. Domnule Nicolae Davițoiu, candidatul Partidului Mișcarea Populară pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Cred că ați atins un punct destul de sensibil și cred că era destul de bine. Era bine să fi început cu el, pentru că dacă avem cetățeni sănătoși, restul cred că și, bineînțeles, și educați, restul s-ar mai putea, cu bunăvoință, s-ar mai putea rezolva. Dar sănătatea, într-adevăr, cred că este un lucru deficitar județului Gorj. Avem, într-adevăr, spitalul județean, care are acele trei corpuri, unul pe Tudor Vladimirescu, unul la Pasarelă, cu diverse specializări și spitalul județean. Cred că aici ar trebui să fie regândită această structură și spitalul județean, mă refer la spitalul 700, cum e el cunoscut, să se mai facă încă un corp de clădire, nu încă un spital,
pentru că ăștia sunt povești de a dormi copii. Nu reușim noi să facem spital zonal sau regional la Craiova, dar să mai facem unul nou la Târgu Jiu și la asemenea dimensiuni, dar cred că cu puțină voință s-ar mai putea face un corp ca să avem un spital într-adevăr integrat la care să se ducă toți cei care sunt luați cu aceste ambulanțe sau cu zmurdu și să fie tratați de tot ce au în același spital. Nu să se ducă să trambaleze de la spitalul Tudor, unde e chirurgia, la spitalul 700, unde este cardiologia. Cred că ar trebui regândite aceste corpuri pe care le are spitalul județean, făcută altă gândire, acolo la pasarelă fiind spital separat, pus secțiile care necesită acest lucru și care sunt care pot fi și puse în aceeași curte, care au și legătură între ele. După părerea mea, în momentul de față, sănătatea în județul Gorj este un dezastru. Practic este o plimbare între spitalul de pe Tudor și spitalul județean. O freză de final, da. Am gândit acest sistem și Consiliul Județean a alocat, după câte am înțeles eu, destui de mulți bani în decursul timpului, că unii dintre ei au fost folosiți ca lumea, pentru că spitalul județean chiar depinde de Consiliul Județean, alții s-au împrăștiat aiurea, unde personal să fie profesionist pe criterii alese strict examen, dar examen pe bune, nu cum se dă la Târgu Jiu, nu numai la Târgu Jiu, probabil în toată țara. Dar am dat exemplu județul nostru. Deci compus din un personal medical profesional. Pentru că mai târziu sau mai devreme, toți trecem pe acolo. Domnul Marius Hoară, candidatul Alianței USR Plus la funcția de președinte al Consiliului Județean Gorj. Da, am un avantaj aici, că domnul Davițoi a vorbit înaintea mea. Sunt aproape 100% de acord cu ce a spus dânsul despre cele trei corpuri de spital. Aș mai adăuga doar faptul că noi solicităm și vom urmări treaba asta ca să fie utilizate în mod real toate dispozitivele medicale care sunt la ora actuală, pentru că au fost probleme mari în trecut cu dispozitive medicale care la un moment dat nici nu se știa că există în spital. Și știm bine cei din Gorj care ne ascultă despre ce vorbesc, plus dispozitive medicale care sunt în funcțiune, dar mă rog, te duci și nu e folosit acolo și ești trimis în cabinetul medical particular unde plătești o taxă și unde poate nu primești nici chitanță ca să-ți faci acolo niște analize. Vreau să spun niște lucruri foarte concrete care le avem pe partea de sănătate și care se pot face și dau și termene de zile. Este acel heliport din Târgu Jiu, care eu îl pun în ghilimele, nu e heliport, e o platformă betonată. Nu funcționează pe timp de noapte. Noi, USR-ul, am depus chiar domnul Radu Minuță, a fost la nivel de primărie Târgu Jiu cu acel proiect. Este un proiect făcut de USR Gorj, care în 175 de zile poate să operaționalizeze acel heliport pe timp de noapte. Pentru că la ora actuală în Gorj, pe heliportul ăla nu se poate ateriza pe timp de noapte cu elicopterul și oricine are o problemă pe timp de noapte, elicopterul nu aterizează. Costă 180.000 de euro și în 175 de zile noi avem proiectul făcut. Acel heliport, în ghilimele, care funcționează în 2012, ar putea fi operațional și pe timp de noapte. E un lucru foarte simplu, e o sumă minoră, iată că nu face nimeni. Așa, și al doilea punct, să zic eu, important, cetățenii din județ stau și la 100 de kilometri de Târgu Jiu. Am luat harta cu centre medicale de sănătate, centre medicale de permanență, cu medici de permanență. Ne mai trebuie 5 centre medicale, pe principiu, după mine, fiecare cetățean să aibă maxim 10 kilometri până la un astfel de centru. Și mai mergem pe ideea de a înființa la Padeș, la Bolboș, la Limpești, Crușe și Dănciulesc, cât un centru medical de sănătate, pentru că sunt oameni care au 50 de kilometri până la un medic aflat în gardă la un astfel de centru medical. Lucru care, iarăși, nu se pot face cu bani, nu foarte mult, și trebuie făcute cât mai urgent.
Aceasta a fost cea de-a doua dezbatere din seria dezbaterilor electorale pe care Radio România Oltenia Craiova le realizează în cadrul acestei campanii electorale cu candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean sau reprezentanți ai acestora din județele Dolj, Gorj, Mehedinți. Alegeri locale 2020. Dezbateri electorale.